Încet, dar sigur, minele neviabile vor deveni istorie. Astăzi au început lucrările de demolare a unor clădiri de la unitățile miniere neviabile din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. După cum știți, încă de la începutul anului am trecut la organizările de șantier. În luna decembrie a fost desemnat constructorul. S-au organizat toate cele trei șantiere la toate cele trei sucursalele, s-au obținut toate acordurile și toate avizele de la instituțiile abilitate și efectiv, începând de săptămâna aceasta, am trecut la activitatea de demolare și ecologizare propriu-zisă, care se desfășoară pe cele trei sucursale și aș putea să vă spun că la mina Uricani se dezafectează puțul vest, un puț care nu mai era în folosință și din care am recuperat tot ce puteam recupera pentru a ne continua activitatea până în 2017, cum e prevăzut în decizia Uniunii Europene. La mina Paroșeni sunt câteva clădiri, garaje, dependințe, o clădire a unui turbocompresor care îs primele în graficul de eșalonare a lucrărilor pentru demolare și la Petrila s-a trecut la, în primă fază, la activitatea de compactare și ecologizare a haldei de steril, o haldă în care nu mai haldează mina Petrila și care nu afectează activitatea de producția minei Petrila, care va continua până în octombrie. Potrivit conducerii, aceste lucrări nu vor afecta locurile de muncă existente. Au fost stabilite grafice de eșalonare foarte bine făcute, în care se știe efectiv clădirea, perioada când se demolează, astfel încât să avem un control foarte bine și din punct de vedere al securității șantierului respectiv. Valoarea contractului pentru mina Petrila, care prevede reabilitare și recultivare suprafețe, este estimată undeva la peste 20 de milioane de lei. Autoritățile petrilene au încercat să preia anumite clădiri, însă Ministerul de Finanțe nu a aprobat acest lucru. Complexul energetic Hunedoara ajunge la fier vechi. Activele nefolositoare ale complexului vor fi valorificate în următoarea perioadă pentru a putea fi depășită criza financiară în care se află societatea. Conducerea complexului vrea să taie cheltuielile cât se poate de mult și să găsească resurse pe care să le valorifice. În principal, se vorbește de valorificarea fierului vechi. Deci resurse, așa cum am spus, sunt interne. Forța de muncă ce poate să presteze și alte activități și nu vor mai fi contractate cu terți. Stocurile din actualele sucursale care pot fi folosite intern, fierul vechi, valorificat. Asta pentru a depăși acest moment grav, cu lipsa lichidităților. Deocamdată nu au fost identificate și inventariate activele de care dispune societatea pentru a se stabili care din acestea pot fi vândute. Timpul a fost foarte scurt și problemele au fost de o natură diversă, începând de la programul ăsta de restructurare sau de redresare, să spunem așa, care se dorește să fie cu rezultate, să fie repede, să fie bine întocmit, să fie într-un timp de 3 săptămâni, nu se pot face lucruri. Și ministrul energiei, Andrei Gerea, a subliniat într-un document faptul că noua echipă managerială lucrează la identificarea resurselor ce pot fi valorificate pentru a depăși această perioadă în care lichiditățile sunt inexistente. Laboratorul de fizică al unui liceu din Petroșani a fost cuprins de flăcări. Mai mulți elevi au rămas blocați în laborator, iar aceștia au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoși din flăcări. Nu este un caz real, ci o simulare a pompierilor. A fost o simulare, s-a simulat un incendiu produs în laboratorul de fizică la etajul 2 al Colegiului Național de Informatică Carmen Silva. Urcând la locul incidentului, am găsit 3 copii speriați, rămași în cabinetul de fizică, au fost evacuați cu autoscara, cu ajutorul autoscării mecanice, concomitent acționându-se pentru stingere și cu autospeciala de lucru cu apă și spumă A2003, așa nume, coțeavă tip D din dotarea acestei autospeciale. Elevii ne spun ce au învățat de pe urma acestei simulări în care ei au fost în prim plan. Cum să înțeleg oamenii care lucrează în acest domeniu, salvatorii, și s-a desfășurat plăcut. E bine să stăm la locurile de siguranță amenajate
în clădire pe unde putem și să așteptăm întotdeauna o echipă de salvare. Reprezentanții instituției de învățământ spun că aceste exerciții sunt binevenite. Practic a venit o echipă de la pompierii din Petroșani care au făcut un exercițiu la noi prin care au găsit în ghilimele două victime la etajul 2 și au reușit prin metodele știute de ei să îi coboare pe acești elevi de la etajul 2 cu scara de pompieri, se coboare la sol. Noi aceste exerciții le facem de două ori pe semestru, dar într-adevăr la un asemenea nivel și cu o echipă de profesioniști nu am avut ocazia să facem de multe ori. Eu consider că sunt foarte importante aceste lucruri, deoarece copiii în aceste situații, dacă se vor întâmpla vreodată la noi în zonă, ei vor cunoaște metodele pe care trebuie să le îndeplinească, ce trebuie să facă ei să nu intre în panică. Aceste simulări fac parte din programul de pregătire al copiilor. Acestea au menirea de a învăța pe tineri cum să reacționeze în astfel de situații. Alba Neagra s-a jucat cu defileul Jiului în ultima perioadă. De la o zi la alta, datele privind restricțiile de circulație pe acest tronson de drum s-au schimbat. Fie că se închide, fie că rămâne deschis. Acum, reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au decis ca tronsonul de drum care face legătura dintre Valea Jiului și Oltenia să rămână deschis traficului rutier. Măsura vine în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic. Astfel, potrivit unui comunicat al CNADNR, s-a decis ca lucrările de reabilitare pe defileul Jiului să se desfășoare în perioada următoare cu ajutorul semafoarelor și cu restricții de circulație. Conducerea CNADNR afirmă că pentru moment traficul pe defileu se va desfășura în condiții de drum în lucru, urmând ca eventualele modificări să fie anunțate din timp. Salvamontiștii din județ se întâlnesc în Parâng. În acest sfârșit de săptămână, în stațiunea montană Parâng va avea loc o competiție dedicată salvamontiștilor. Aceștia vor avea posibilitatea să demonstreze cât sunt de pregătiți să intervină în cazul în care turiștii se află în pericol. Sâmbătă în Parâng, în jurul orei 12, se va desfășura o Cupa Salvamont Parâng, care va fi organizată de către formația Salvamont Petroșani. Vor participa echipele, toate echipele din județ. Va fi o probă de slalom cu slalom uriaș și o probă de slalom cu achea și acordarea primului ajutor. Aceste competiții sunt un bun prilej pentru antrenamentul salvamontiștilor. Este și o posibilitate de reatestare a fiecărui salvamontist, să-și dea valoarea fiecărei echipe, așa că este un prilej bun pentru a ne vedea nivelul de pregătire al formațiilor salvamont. Cei care vor obține cel mai bun punctaj vor fi premiați cu diplome și cupe. Mâncare tradițională servită de basarabeni îmbrăcați în port popular moldovenesc. Asta au putut vedea clienții unui centru comercial din Petroșani. Tinerii basarabeni, studenții ai universității, au marcat 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Organizatorii evenimentului ne spun mai multe despre această acțiune care are menirea de a apropia cele două popoare care cândva au fost unul singur. Vreau să arătăm niște mâncăruri tradiționale specifice Republicii Moldova. Nu putem spune că e specific Republicii Moldova, este specific și a românilor. Dar am vrut să punem asta în evidență. Expoziția, după cum vedem aici, avem asociația noastră a făcut curățenie la monumentul generalului erou Ioan Răgălina, care la fel a luptat pentru independența, pentru unirea celor țări dispărțite care au fost cotropite iarăși în diferite cazuri, în diferite timpuri, de unguri, de ruși, tot așa. Avem niște poze specifice de a Chișinăului, a Meleagurilor și a părților din Republica Moldova, anume cum trăiește cultura, despre muzică puțin, ceva despre istorie, ceva despre artă, niște, nu știu, monumente istorice specifice Republicii Moldova. Astăzi sărbătorim 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Facem această activitate ca să arătăm, să demonstrăm că România și Basarabia au tradiții, au obiceiuri, au lucruri frumoase de arătat. Prin această expoziție am adus spre cunoștința tuturor oamenilor diferite produse pe care le are în mare parte Basarabia. Am încercat să facem sarmale, să facem plăcinte, să aducem și un vin al nostru ca să vadă lumea că vinul nostru, că mâncărurile noastre sunt gustoase, că se merită de văzut. Dacă văd sau nu tinerii o unire a celor două popoare în contextul economico-politic din zonă, ne spun chiar ei. Nu putem vorbi acum
în contextul relațiilor care se întâmplă în lume, de să fie o unire ambla, adică să fie cu o Românie mare. Cred că, în primul rând, ar trebui să fie o unire pe plan spiritual, pe plan cultural, ca țările, tendințele să nu aibă ceartă, să fie ca niște prieteni, să fie ca o familie, așa cum a mai fost și cum a demonstrat de-a lungul istoriei aceasta, că să fim o mare familie unită. La eveniment au luat parte și reprezentanții Universității din Petroșani. Ne bucură evenimentul, ținând seama că este la cea de-a doua ediție. Anul trecut a avut loc în același spațiu, la o distanță de 5 metri de loc unde ne aflăm noi. Sperăm să continue an de an, pentru că Universitatea din Petroșani a fost și va rămâne alături de organizațiile studențești și mai ales la evenimentele pe care le creează împreună. Acest eveniment a fost creat de Asociația Studenților Basarabeni, alături de Liga Studenților și Sindicatul Studenților sau UPSU, cum se spune, și mai ales că parteneri a fost și Universitatea și Primăria. Înseamnă că Universitatea, cât și organizațiile studențe s-au integrat foarte bine în această comunitate. La Universitatea din Petroșani sunt locuri special destinate studenților basarabeni care prin Viu Grai duc mai departe renumele acestei unități. În momentul de față la Universitatea din Petroșani sunt aproximativ 230 de studenți, lucru pe care noi ne bucurăm și sperăm ca an de an să crească numărul studenților basarabeni în cadrul Universității din Petroșani și prin prisma faptului că noi facem o mediatizare excesivă, dar studenții basarabeni ne ajută mediatizarea universității, ducând pliante și afișe când merg ei acasă de sărbători și cu siguranță și acum când vom merge sărbătorile de Paști vor duce pliante și afișe și cea mai importantă mediatizare pe care noi o facem este din Viu Grai prin Graiul Rol Moldoviniesc. Unirea Basarabiei cu România a avut loc la 9 aprilie 1918 și a fost în fapt reunificarea vechii provincii românești Basarabia, ruptă de Moldova și alipită de Rusia în 1812. Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu România pentru a forma România Mare. Sezonul de iarnă se apropie de final. Temperaturile sunt de primăvară, însă la munte zăpada încă nu se dădusă. În stațiunea montană Parâng încă se poate schia pentru o bună bucată de timp. Astfel, cei care vor să petreacă Paștele pe schiuri pot veni în Parâng, pentru că aici condițiile sunt numai bune pentru practicarea sporturilor de iarnă. Salvamontiștii spun că anul acesta numărul turiștilor a fost mult mai ridicat, iar totul se datorează investiției realizate de municipalitatea din Petroșani. Este cam la sfârșit, dar zăpada este foarte multă, se poate schia pe pârtia B până jos la telescaun, iar încă mai durează cel puțin o lună să mai poată schia. Fluctuația de turiști anul ăsta a fost mult mai mare, s-a văzut foarte bine diferența de anul trecut când n-a funcționat telescaunul TS3. Acum s-a văzut foarte clar că a adus un aport mare pentru turiștii care au ajuns în zona montană. Noul telescaun din Parâng a fost inaugurat la sfârșitul anului trecut, iar de atunci numărul turiștilor a crescut considerabil. Piesa Herghelia albastră a lui Valeriu Butulescu se joacă în premieră absolută la Teatrul din Petroșani. Autorul a scris piesa în urmă cu 6 ani, însă abia acum aceasta este pusă în scenă acasă. Și piesa este paradoxal o comedie în care se reflectă dramatismul actului de creație. Deci am dus acest subiect, zic eu, comic, l-am dus în comic pentru că este de fapt un subiect foarte serios, trecându-l până la limita, să zicem, absurdului. Ideea unui personaj care este asasinul autorului său și care se potrivește pentru orice act de creație, fie că e vorba de facerea unui text dramatic sau mergând până la facerea lumii. E o premieră absolută, vreau să vă spun un lucru foarte important, deși piesa a fost scrisă acum 6 ani, chiar a fost nominalizată la cea mai bună piesă a anului 2009, la Gala Premiilor UNITER. Am avut onoarea pe scena Teatrului Național din Iași, deci Ion Caramitru, președintele UNITER, să spună acest lucru. Dar iată că ea se joacă la 6 ani distanță, la Petroșani. Mă bucur acest lucru pentru că este teatru care m-a lansat ca dramaturg și de care mă leagă foarte multe lucruri. Este un teatru care rezistă, în ciuda și a traversat perioade foarte dificile în existența sa și este un lăcaș de cultură, poate cel mai pregnant, în valea noastră a Jiului. Piesa face referire la societatea românească, la democrație și cum este percepută aceasta. M-a preocupat foarte tare din piesa domnului Butulescu această problemă a personajelor care se revoltă împotriva autorului și vor să-și câștige libertatea. Am făcut mai mult un spectacol despre, să zic așa, despre România și despre români.
pentru că textul are foarte multe trimiteri politice, o să vedeți că există multe trimiteri la Revoluția din 89 și într-un fel sau altul noi ne-am pus o problemă. Este România pregătită pentru democrație? A fost în 89? Suntem noi o țară democrată astăzi sau nu? Joc pentru prima dată un personaj principal aici în teatrul din Petroșani, lucru care mă bucură foarte tare și sper că nu este ultimul. Ce vă pot spune despre piesă este că este o piesă grea, care nu te lasă să dormi noaptea, la propriu. Nu a fost deloc ușor să ridicăm ceea ce avem de făcut. Sper ca publicului să placă și de ce nu să meargă acasă cu amintire foarte frumoasă. Comedia a fost nominalizată la Gala Premiilor Uniter la concursul Piesa Anului 2009.